Sute de elevi din Olt care au trecut pragul Inspectoratului Județean de Poliție Olt au aflat lucruri interesante despre munca oamenilor în uniformă, dar și despre dotarea de care ei dispun în exercitarea profesiei. Când scot eu așa și faci zgomotul ăsta, opriți, poliția! Dacă știi să-l folosești și ești ferm, e un mijloc chiar de intimidare. Manifestările s-au încheiat cu o ceremonie festivă în care o parte dintre angajații Inspectoratului Județean de Poliție Olt au fost înaintați în grad. Unii la termen, alții înainte. Este și cazul lui George Adrian Guță, care lucrează în poliție de aproximativ 5 ani. El este cel care, în mai puțin de 48 de ore, i-a prins pe hoții care au spart primăria Slatina și au fugit cu seiful instituției. Cel mai recent și cel mai dificil caz pe care l-am avut în ultimul timp a fost unul în care am identificat autorii unui furt de seif din incinta unei instituții publice, unde două persoane mascate au pătruns în incinta instituției publice și au sustras seiful respectiv, aruncându-l ulterior pe malul râului Olt. La termen au fost înaintați în grad 20 de ofițeri și 100 de agenți, alți 10 ofițeri și 13 agenți primind gradul următor în mod excepțional. Instituțiile colaboratoare și mass media au fost răsplătite și ele cu diplome de merit pentru sprijinul acordat oamenilor în uniformă în îndeplinirea misiunilor. Cu ocazia împlinirii a 201 ani de la înființarea Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județeană Olt au organizat o serie de manifestări care au debutat zilele trecute și au continuat astăzi cu o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost înaintați în gradul profesional următor un număr de 143 polițiști, dintre care 23 înainte de împlinirea stagiului minim. De asemenea, au fost înmânate diplome de excelență pentru foștii inspector șef, pentru reprezentanții instituțiilor colaboratoare, pentru polițiștii care s-au remarcat în activitate, precum și mass media. Pe 25 martie se împlinesc 201 ani de la data legalizării funcționării instituției Poliției Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române.